Salut, pești! Voi face citirea tarotului pentru săptămâna 27 martie-2 aprilie. O săptămână frumoasă de primăvară, o săptămână în care avem două conjuncții și câteva aspecte benefice, dar avem și conjuncția Jupiter-Mercur în Berbec. Dar și uh, Venus Uranus uh, în uh, taur. Haideți să vedem pentru voi această săptămână. Veți primi, bineînțeles, horoscopul pentru aspectele care sunt în această săptămână. Acum să vedem ce spune tarotul. Comunicare. Voi comunicați la distanță, comunicați cu persoane apropiate cu sau la locul de muncă, sunteți obligați să comunicați, aveți foarte mult de comunicat. Este principalul, de, să zicem, aspect legat de această săptămână, să comunicați. Foarte multă comunicare. Voi fericirea și cunoașterea. Voi aveți uh, un aspect legat de un paj de bute. Am putea spune că vă doriți lucruri noi, vă doriți călătorii, vă doriți evenimente, vă doriți să se întâmple ceva. Sunteți așa într-o stare de uh, neastâmpăr. Uh, poate că unii dintre voi chiar aveți uh, uh, un aspect pe berbec sau uh, sunteți. Uh, provocați cumva de aspectele care sunt. Deci sunteți foarte neliniștiți. Vă doriți această uh, neutate, călătorii, aspecte noi în viața voastră. În ceea ce privește fericirea fericirea la voi trece pe la un rege de monede. Este vorba de un bărbat în vârstă cu ascendări în zodie în taur, care ar putea să vă ofere niște bani. Fie că e un părinte, fie că este un prieten, o relație, este totuși un ajutor pecuniar pe care vi-l doriți neapărat pești. Vă doriți acești bani, aveți nevoie de acești bani. legate de cunoaștere, de studii, de călătorii. Împăratul. Împăratul este suveranul, este cel care poate să vă dea un sfat. Este vorba de un bărbat în vârstă cu ascendent, zodie, în berbec, care vrea să vă ajute. Poate fi un părinte, poate fi partenerul de viață care vă dă un sfat legat de niște examene, legat de un, o perfecționare, de ceva. Studii sau chiar de o călătorie. Resursele, locul de muncă și sănătatea și cariera. În resurse, bunuri materiale, aveți uh, trei de cupe. Petreceți! Vă distrați, participați la un, o distracție, deci la o inaugurare. Poate că cineva, un prieten și-a cumpărat o locuință nouă și voi mergeți în vizită. Vă simțiți foarte bine, fiindcă poate și cheltuiți, dar și primiți relații noi, experiență, distracție în ceea ce privește locul de muncă aici studiați problema. Patru de spade arată o analiză. Ea urmează întotdeauna patru de spade după trei de spade și arată această analiză. O situație dificilă în care vă gândiți la ce se întâmplă, la faptul că ați păstrădați și aveți aceste regrete, păreri de rău. Deci cam asta ar fi aspectul cu patru de spade. Patru de cupe, din nou, tot un patru. În carieră, voi așteptați să vină binele. Deci, nu prea faceți, adică nu faceți eforturi să vă găsiți acolo unde vă este menirea. Voi așteptați să se schimbe totul, să vină Divinitatea cu această cupă care vă oferă și. Aveți trei cupe, considerați că trei cupe ați muncit, o cupă o meritați și voi să vină cadou. Cam asta este legat de carieră, comunicarea, contracte și relații. În comunicarea voastră cu frați, surori, vecini, s-ar părea că va deranja ceva foarte mult. Ați ajuns în acest stadiu de furie în care vreți să-i spuneți celui care va uh, supărat, va enervat, să-i spuneți tot ce aveți de spus, astfel încât să uh, faceți, să vă, vă faceți cunoscută părerea dar în același timp mare atenție că și el sau ea vă așteaptă să vă arunce în față altceva. Deci, cu alte cuvinte, este o dezlănțuire de furii unde, sigur, vă despărțiți, nu rămâne loc de împăcare, de iertare și este bine să încercați să nu vă răzbunați. În schimb, într-un contract, într-o asociere, voi aveți de câștigat un as de monede. Unii dintre voi primiți niște bani. Poate că e vorba de un proces, poate că este vorba de un partaj, poate că este vorba de uh, bani pe care îi primiți, eu știu, uh, la o căsătorie sau, mă rog. Uh, o logodnă sau ceva de genul ăsta. Primiți niște bani care are la au la bază un contract. Nu este vorba de un. poate fi și un împrumut, da? Pentru unii dintre voi poate să fie și un împrumut, dar totuși nu este o primire de bani. Este un talisman al norocului, adică este un noroc care vine spre voi, nu un împrumut financiar. Deci eu gândesc că poate să fie un partaj, poate să fie bani pe care, eu știu, la o sărbătoare, nu la o nuntă, la o logodnă. Puteți să primiți niște cadouri și sunt niște cadouri substanțiale care vă permit să investiți într-o locuință sau într-o mașină. Deci, alături de partenerul de viață, această investiție este bine să o faceți când Soarele este în conjuncție cu Jupiter. Va veni momentul. Aici avem relațiile voastre. Relațiile voastre trec printr-un moment dificil. Sunteți un fel de filozof. Care nu vreți să ieșiți în evidență, nu vreți să fiți văzuți, preferați să fiți mai discreți, preferați să așteptați, să ascultați ce spun ceilalți și să vă folosiți acest felinar care poate să fie intuiția, poate să fie intuiția voastră de a uh, cunoaște oamenii și de a vedea dușmanii din jur, dar și acest toiag care vă dă siguranța să. Vedeți să aveți un sprijin, să puteți să uh, simțiți efectiv unde veți face pasul următor. Și familia, căminul, deci eremitul. Eremitul cam asta reprezintă. Voi vreți să cunoașteți foarte bine prietenii voștri, protectorii voștri și. Nu vreți să vă lăsați cumva descoperit în fața lor, nu aveți prea multă încredere în ei. Uh, vorbim de familie, cămin, s-ar părea s-au relația cu părinții sau relația cu partenerul de viață, unde ați făcut foarte multe eforturi și nu regăsiți aceste eforturi, nu vă regăsiți, nu vă simțiți bine. Uh, voi ați făcut aceste eforturi, iar celălalt sau ceilalți nu le-au apreciat. Și simțiți acest gol din sufletul vostru. Priviți spre viitor, lăsați toate eforturile în spate, adică nu vă duceți să reproșați celuilalt eforturile voastre. Dar totuși, în sufletul vostru, rămâne acel gol. În referitor la schimbare, s-ar părea că voi pești care de obicei cam reprezentați persoane care nu prea țin prea mult la bani, deci voi veți să aveți atmosferă plăcută, agreabilă și cheltuiți din contră, acum vă schimbați. Vreți să strângeți bani, vreți să aveți niște plăți făcute la zi, deci sunt poate foarte preocupat de folosirea banilor cât mai rațională, cât mai eficientă. Și karma voastră, sacrificiul vostru este munca. Aveți foarte mult de muncit, trebuie să munciți, să vă mobilizați. Pentru aceste eforturi, să munciți și să așteptați să primiți o recunoaștere, o recompensă a muncii voastre. Deci, nu este o săptămână foarte agitată, dar totuși în cunoaștere, în călătorii, aveți împăratul și eremitul în relațiile cu prietenii, protectorii, asociații profesionale. Atenție la comunicarea pe care o aveți: dacă puteți să evitați o ceartă sau să nu vă răzbunați. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.